profesor, ia uite, sare peștele aici. Tu frate. Băga pe vertical aici. Ia uite ce frumos sare. Vedeți ce frumos sare aici? Peștele. Știți, atenție, e bibanul tot deasupra aici. Asta e biban. Că-l văd de pe aici, e negru. Să încerc și eu să-l prind pe musculiță. Bibanul ăsta. A fost cald azi și la suprafață. Uite, vânează fluturi, zboară fluturile. Zboară un fluturaș. Le vedeți? Ia. O, te-a prins musca. Se mai întâmplă la joc ca musca să-l prinde de burtă. Deci musca e prinzătoare. Dar le eliberez. Că e și el mic, uite, n-a avut ceva. A avut ghinion. Asta. Uite, vezi cum s-a apărat? A deschis aripiurile, dar am băgat degetul în el. Trebuie să fim atenți. Du-te la părinții tăi, hai. Și fii mai atent aici. Să recuperez așa ușa. Mai joc de un vârf. Dacă e interesat. Probabil că dacă îi puneam un plutitor, el vânează ce e pe apă. Ia, uite, ăsta, tot așa, mă, te-a prins musca. Ia, uite, se repede el în ea sau vine musca la față. Uite, sunt mulți și aici la întâlnitură. La întâlnitură, uite, pe suprafața apei. Din cauza căldurii au simțit peștii și au și la suprafață. Degeaba te dui eu pe acolo, pe la fund, ați văzut lecția? Asta e lecția. Acum încerc să-i păcălesc dacă vor ei, dar... Trebuie să găsesc o metodă. Să-l las pe aici, între ape, mai jos, mai încerc varianta asta. Gata, dar nu prea jos. Dacă nu, o să mai dau prin bancul de pește. Nici așa n-a atacat-o, să mai dau prin bancul de pește. Un pic capul repede la mânăneta și încerc să recuperez și cu ea. Mai era bun și un plutitor. Ce am un test dacă ea nu-i atacat-o.
Se simte cum atacă, să știi. Hai că facem test acum. Eu joc în zona de suprafață. Fără rezultate. Am avut câteva trăsături. Ia uite, iar a dat. Am atacurile alea. Care e treaba, dar nu-l prind. Aici mă ocupăm cu tehnici, da? Recuperez mai potrivit, așa. Seamănă cu o gâză. Dar stă prea mult jos, nu e bine. E mai greu peștele deasupra. Sunt eu că... Nici așa am recuperat prea repede. Păi cum mai facem, frate, ia? Trebuie să-i ghicesc viteza de recuperare. E în funcție și de plumb, dacă e prea greu. Am dat o dată și m-am dus să iau un plutitor. Vin prea repede, nu știu, da? O vânează el pe seara. Țineți aproape să vedeți și n-ați văzut.